Dragi prieteni, foarte mulți dintre românii care călătoresc astăzi spre Occident trec prin vămile de la granița noastră cu Ungaria. De fapt, această frontieră de 448 de kilometri este astăzi pentru cetățenii Uniunii Europene una mai curând simbolică. Dar acum 100 de ani, trasarea acelei frontiere a născut multe patimi, drept care vă propun să recapitulăm astăzi povestea ei centenară. La sfârșitul primului război mondial, în anul 1918, Imperiul Austro-Ungar s-a dezmembrat, din el rezultând două republici succesorale, Austria și Ungaria. Acestea au trebuit să participe separat la tratativele Conferinței de Pace de la Paris. În cadrul acestor conferințe, unul dintre subiectele cele mai delicate a fost trasarea granițelor noilor republici austriacă și maghiară cu vecinii lor. La Budapesta, în acel moment de criză datorat pierderii războiului, funcția de președinte al noii republici a revenit în ianuarie 1919 contelui Károly, până atunci prim-ministru vreme de două luni. În paralel la Paris începea conferința de pace. Atât delegația română, condusă de premierul Ionel Brătianu, cât și delegația maghiară, condusă de contele Albert Aponi, au venit fiecare cu propria propunere argumentată privind viitoarea frontieră. Evident, aceste propuneri maghiaro-române nu se potriveau deloc între ele. În plus, marile puteri alcătuiseră grupuri de experți pentru analiza independentă a viitoarelor granițe din Europa. În cazul nostru, pe 13 noiembrie 1918, generalul francez Depré fixase pe cursul Mureșului granița dintre armata aliaților și armata maghiară. În replică, guvernul maghiar al lui Károly propusese ca Transilvania să fie organizată ca o federație de cantoane pe model elvețian. În schimb, Comitetul Național Român din Transilvania a cerut categoric unirea pe bază etnică a acestei provincii cu România. La sfârșitul lui noiembrie 1918, diviziile 4 și 7 românești intraseră deja adânc în Transilvania, dar au respectat linia Mureșului ca zonă tampon cu armata maghiară. În schimb, pe 25 februarie 1919, Consiliul Militar Interaliat, văzând realitatea din teren, a aprobat trupelor românești să înainteze până pe linia Satu Mare, Carei, Oradea, Arad. Pentru păstrarea calmului, unele trupe franceze s-au interpus acolo între armata română și cea maghiară. Înainte de primul război mondial, populația din partea maghiară a Imperiului Austro-Ungar era de 21,5 milioane de locuitori, dintre care, atenție, 9,5 milioane, adică mai puțin de jumătate, erau maghiari. În fapt, granița dintre România și Ungaria a fost fixată pe criterii etnice după tratatul de la Trianon, adică între anii 1920 și 1923, când o comisie internațională prezidată de geograful francez Emmanuel de Marton a fixat frontierele care există și astăzi. În tratativele de la Paris, Versailles sau Trianon privind granița dintre România și Ungaria au existat numai puțin de 6 variante. Cea mai favorabilă pentru noi ar fi fost granița cerută de România în august 1916. Experții francezi și britanici, în anul 1919, au fost și ei pe aproape. Iar cea mai defavorabilă variantă a fost cea propusă în anul 1919 de experții italieni, care vedeau granița româno-maghiară trecând la est de orașele Oradea sau Arad. Iar morala episodului nostru este că în istorie, pe termen lung, demografia stabilește granițele. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.